Salut! Bun venit la cursul de limbă engleză pentru începători! Verbul a avea la viitorul anterior. Haideți să vedem cum arată acest verb la viitorul anterior în limba engleză. În primul rând, cum spunem a avea la viitorul anterior? The verb to have in the future perfect. I will have had. Înseamnă, eu voi fi avut. You will have had. Tu vei fi avut. He, she or it will have had. El sau ea va fi avut. We will have had. Noi vom fi avut. You will have had. Voi veți fi avut. Și they will have had. Ei sau ele vor fi avut. Haideți să repetăm. I will have had. You will have had. He, she or it will have had. We will have had. You will have had. Și persoana a treia, they will have